Centrele medicilor de familie și instituțiile spitalicești din țară au primit în total 300.000 de teste rapide pentru depistarea virusului COVID-19. Medicii recunosc că, datorită acestor teste, care asigură rezultatul în doar 15 minute, diagnosticul este stabilit mai rapid, iar bolnavii pot începe tratamentul cât mai curând. La Centrul Medicilor de Familie numărul 11, zilnic sunt testați la SARS-CoV-2 în jur de 30 de oameni. Jumătate dintre pacienți trec testul rapid. Testul cu detectare rapidă, de obicei, inițiem la persoanele care nu au maladii cronice, persoanele suspecte în primele 3 zile de boală sau persoanele care au fost în contact cu cineva din familie deja bolnav, adică are test confirmativ COVID-19. Procedura de testare este una simplă, iar analiza este efectuată din mucoasa nazală și bucală. Eficiența testului de depistare rapidă este în jurul de 80% și un avantaj, în jur de 15 minute aflăm și rezultatul testului. Dacă este un liniuță roșie, testul este negativ. Dacă apar două liniuțe roșii, testul e pozitiv. Condițiile de testare sunt ca și cele de laborator. Procedura are loc dimineața, iar rezultatul este sigur atunci când pacientul nu a mâncat nimic și nu s-a spălat pe dinți. Acest material zană ce on sebirається в этой зоне и у каждого человека индивидуально. У кого больше в носу, например, скажем, у кого в глотке больше собирается вирус. И вот он там всю ночь как бы размножается, и материал он как бы в полном объеме, тот, который есть, он как раз должен вот идти на тестирование. Astfel de teste se vând și în farmacii, însă specialiștii le recomandă persoanelor cu suspiciuni să vină la centrele medicilor de familie, acolo unde testarea este calificată, iar rezultatul nu poate fi pus la îndoială. Voi îl faceți acasă, adică pentru noi el nu e informativ. De asta și voi trebuie să veniți la medicul de familie ca să-l faceți și noi vă dăm ori testul rapid, ori PCR. Aici, din farmacie, el poate să-ți dă pozitiv, că au fost cazuri când îți dă pozitiv, dar oricum, pentru binele și pentru că nu știm care e complicația, că picul la boala asta când e a 7-8 zi, pe tine nimeni n-a să te iei cu testul ăsta în spital. Cele 300.000 de teste au fost procurate de autoritățile din Moldova în cadrul proiectului Băncii Mondiale Răspuns de Urgență la COVID-19 în Republica Moldova. Testarea populației la COVID-19 se face gratuit în centrele medicilor de familie, indiferent dacă solicitantul este sau nu asigurat medical.